Sale. Da, nu sparale. Când e vorba asta de un pește care o ia pe franțuzește cu săruturi morale, dă-mi parale. Bine, s-a luat astăzi o măsură pentru cărți de învățătură și biblioteci rurale. Ei, da, nu sparale. Pentru cărți dați bancouri, pentru jacul casinouri și tripouri infernale, sunt parale. Bine, ca să avem de timp de vară câte o baie populară, mai din alea naționale, dar nu-s parale. Însă pentru strand, bădie, filiar, strandul, pușcărie, altfel au găsit cu cale, sunt parale. Bine, ca să ajut... De umor au participat la început actori ca Grigore Patriciu, Ion Manu, Ion Pribeagu, Chirițescu, Vlădoianu, Maximilian, Tănase și cupluri umoristice ca Nicol și Victor Rodan, Groner și Vasilache sau Stroie și Vasilache. Pe parcursul timpului, Ora Veselă suferă mai multe transformări, schimbându-și genericul în mai multe variante. Comici vestiți la microfon. Radio la microfon, satira și umorul. Unda Veselă, dar să nu uităm nici comediile înregistrate pentru emisiunile de teatru radiofonic. Și seara mai tânără a Orei Vesele, emisiunea de umor difuzată vreme de aproape 17 ani, între 1973 și 1990, pe programul 3.